ready to enter the car wash. If you would like a receipt, press print receipt. Wait for the gate to open and then proceed toward the car wash. Ce simplu. Îți spală mașina doar jucându-te cu cardul. Bași cardul, scoți cardul, spală mașina. Pe gratis. Cât ai plătit? $7. Pentru? Pentru standard car wash. Adică basic. Este și cu 4. Basic. Hai să vedem ce-o fi basic ăsta. Uite că este light car wash. Deluxe și lama. Da, deja la noi bipă e pentru basic, știe. Fim în față, lăsăm roata pe canal și la un moment dat trebuie să scoatem de viteză ca să o tragă, că are ceva banda. Banda are ceva cârlige care agață roata și după aia o pui în neutral și ți-o trage. Nu mai face nimic. Hello, începem un nou vlog într-o zi de sâmbătă, așa mai cu nori din Chicago. Dar nu ne lăsăm noi posomorâți de nori, pentru că noi radiem fericire astăzi, nu? Fericire sau bucurie? Bucurie, am auzit că e ceea ce trebuie să... Am venit la grădina zoologică, n-am mai văzut-o dinainte de pandemie, acum vreo 2 ani am vizitat-o ultima dată, de atunci am auzit că sunt și schimbări. Și am zis să venim puțin, vrem să mergem și pe la grădina botanică, chiar aici, lângă grădina zoologică, să vedem ce au pe timp de vară. Că știți voi, vara sunt mai multe flori. Plante. Vă filmăm și vouă. Așa că mergem până acum, recent, de câteva luni, era în continuare gratuită grădina zoologică, dar trebuia să faci o rezervare online din cauza pandemiei. Acum e liber din nou pentru toată lumea. Din totdeauna a fost liberă. Da, da, e gratuită a fost liberă, ea funcționează datorită oamenilor cu bani din oraș sau din comunitate sau din statul Illinois. O chestie funny e dacă ești un om înstărit și ai dragoste pentru animale și, de exemplu, vii și îți place de un anumit leu sau de o anumită, nu știu, zebră sau o maimuțică, poți să devii sponsor exact pentru leul ăla și zici, bă, eu vreau să-i plătesc cărnița pe un an sau, nu știu, dacă îți place de un măgăruș sau de un șarpe, ce-ți place ție, tu poți să alegi animalul și tu ești sponsorul lui în anul ăla și ți se zice, bă, leul ăsta mănâncă de, nu știu, $10,000 pe an. Și după aia scrie acolo pomelnicul, nu? Da. Familia Tamaș, nu, de fapt, l-a hrănit pe Johnny, de la viața leului datorată familiei și bunătății locutare. Da, grădina zoologică este întreținută doar din donații și este gratuită și este unul dintre cele mai mari atracții turistice din oraș pentru turiști, tocmai pentru că e gratis. Așa că o să vedeți și voi, e foarte mare, chiar dacă e gratis, să nu credeți că e ceva micuț. Și noi avem acum 2 ore la dispoziție să ne plimbăm, atât am pus parcare, că trebuie să fugim după undeva, dar cred că e suficient să vedem mare parte. Da. Bun, hai. Mergem la Măgăruș, în primul rând. Da, la Măgăruș. Chiar suntem în zona, este o zonă specială în zoo, cu numită zona ca o mini-fermă pentru orășeni, pentru copiii de aici din skyscrapere, din zgârie nori, să vadă cum arată o căpriță, o văcuță, un cal. Așa că mergem mai întâi acolo, poate dăm și de un măgăruș. Hai.
Exact ce vă spuneam, că e o mini fermă, farm zoo. Și numele de aici e numele grădinei zoologice, Lincoln Park Zoo. Hai să vedem măgărușii și căprițele. Căprițele, dacă au lapte, dacă nu. Oh, the farm is closed, zice. Da, uite, se văd de aici. Se văd ele acolo, da. Păcat că nu putem merge la ele. Dar de ce o fi oare închisă? Nu știu de ce zona cu animăluțe de casă, ferma, era închisă. A, da, 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 aia vreau. Am vrut să venim prin zona asta pe aici, prin parc. Mergem imediat spre partea aia la alta grădinii zoologice, pentru că se întinde pe o suprafață foarte mare, ca să vedem o structură făcută de Ginny Gang. Unul dintre studiourile cu care o să lucrez de săptămâna viitoare și respectiv tipa, arhitectul, cel mai popular în prezent de sex feminin și care a câștigat lucrarea mare la aeroport. Hai să-l vedeți acolo. Structura făcută de Ginny Gang, Ginny Gang fiind îndrăgita lui Ana în perioada asta, să vedem pentru cât timp, până când, știi, Ginny e aici, Ana e aici acum, dar Ana e așa, Ginny e undeva la o poziție de statică și Ana acum are o tendință de rachetă, dar tipa au făcut structura respectivă, cred că inspirată din stupul de albine și mai exact din fagurii de miere. Cum se vede acolo jos, sunt niște faguri, niște locașuri care sunt goale, nu au miere în ele, dar partea de deasupra e plină ori cu miere, ori cu larva de albină. Mm-hmm. E căpăcită deja, are capacul. Posibil să fie inspirația, poate greșesc, dar... Și o interpretăm noi, da. Și pe vezi, aici ca și vede... critic de artă poți să-ți dai părerea în felul tău, nu trebuie să fie ceea ce-o gândit artistul. Pentru fiecare poate să aibă o altă însemnătate, dar se potrivește foarte bine cu tot ce se află aici. După cum vedeți, e așa un aer, ți se pare că e neîngrijit, dar asta e tendința, că vor să nu intervină foarte mult în natură, în zona asta. Și chiar dacă americanii sunt experți la gazon, aici au lăsat natura să fie așa cum... Mai sălbatică. Mai sălbatică, exact, să mai fie virgin. Animale sălbatice, în special gâște, rațe, poate broaște țestoase în mlaștina în aia pe acolo. Să trăiască ele libere. Avem aici amprenta orașului, sau în engleză Skyline of Chicago, și puteți observa clădirile nu foarte noi, pentru că nu văd Vista Tower, nu văd Aqua Tower în peisaj, dar avem aici Hancock. Și acolo Willis Tower sau Sears Tower, cum se mai zice, și în rest nu mai observ ceva cunoscut, pe undeva ar trebui să fie și Trump Tower. Vezi aici scris. Asta o fi Trump Tower? Nu. E, Trump Tower era aici, al doilea ca înălțime, nu? Da. Din oraș. Nu, nu cred că e. Păi uitându-ne de aici, unde? Uite, ăla e Trump, da? Deci Trump trebuie să fie ăsta. Ăla o fi. Nu? Ăla acolo. Da, eu cred că ăsta e Trump Tower. Water Tower. El e numit așa un pic. Vezi, uite, aici e Jen Hancock din 1969. Hancock. Vezi, și Willis Tower din ce an? 1974, acolo. Deci ăla de acolo. Avem aici? Avem un curcan în italiană. Tachino în italian înseamnă curcan. Și animalul ăsta se numește tachin. Doar că nu e... Avem filtre? Nu avem filtre. Nu. Pentru așa ceva. Tachin e un fel de văcuță de prin Mongolia, de pe undeva. Nu știu, am citit exact, dar cred că din zona respectivă e. Și uite-le ce drăguță, e liniștită, pașnică, are niște coarne pseudo-coarne, pentru că nu pot să fie agresive de fel. Parcă spuse de design mai mult decât de
de apărare. Și ca număr e într-o situație mai vulnerabilă, adică încă nu e pe cale de dispariție, dar nici s-ar prea bine. S-ar putea că dacă sunt vânate sau nu, se protejează ca specie să fie în perioada descendentă a ei. Draga mea, spune animăluțul ăsta dacă are ca și culoare de bază alb cu linii negre sau e negru cu linii albe? E alb. Pentru că spre burtă, acum am uitat bine la ea, dar spre burtă, burta e albă. Da, dar uite la gât, predomină negru, e mai no, intens. Acum ăsta cred că e un el, după cum putem observa. Deci e Caden, varianta maimuță. Oasis din Columbus, mă zice. Cum au fost maimuțicile? L-au lipsit maimuța aia din Lion King. Știi, maimuța aia bărboasă, colorată, așa, fundul roșu. Fundul roșu. Nu știu dacă aveau aici. Înțeleaptă, maimuța înțeleaptă. Probabil a murit, că aia e singură. E bătrână, de obicei. Unde sunt mergem? Interesante maimuțelele. Și mergem la lei. Da. Nu știu dacă e deschis. Văd gardul ăsta aici, care nu permite intrarea. Mergem să mai vedem. Cine iese în cal? Rătăcim. Avem un kilometru, ce kilometru? Avem un hectar de grădină zoologică aici și nu mai reușim să înțelegem pe unde intrăm, pe unde ieșim. De când am mai fost, au crescut tufe, semnele sunt ciudate, unele animale nu mai sunt prezente pentru că se modernizează. Și problema e că intri într-o clădire, ieși și nu mai știi unde ești, îți strică busola. Dar probabil că cei care stau aici pe local și vin toată ziua, în ea nu-s mai comun cu tot ce se întâmplă, cu toate cărările. Noi ne-am hotărât, dacă e să ducem ceva acasă de aici, ducem niște vidre. Am încercat să le filmăm, să vedeți ce fain se jucau ele, doar că era foarte greu să le prinzi în cameră, din cauza că stai om lângă om și ele fugeau când în stânga, când în dreapta, când în apă, când în afara apei. Le-am prins cam greu, dar sunt tare, tare erau faine. Ceva de genul, ne-a zis, de ce putem face? Uite ce putem face. În apă, afară, în apă, afară. Rostogolim, ele da. Se răsucesc așa în apă, tare, tare simpatice, doar că e foarte cald înăuntru, din cauza că vor să facă așa un aer tropical pentru animale
Și e foarte mare umiditatea în căsuțele astea și e tare, tare cald. Abia aștept să ieși afară. Și aici e făcut așa un lac cu multe rățuște, gâște. Avem și niște pescăruși acolo, bandiți. Și sunt așa în mediul lor. Oia vin nechemați. Da, da, da. Dar uite acolo în copac sunt ceva animale, ceva păsări. Da. Cred că alea specifice locului. Ideea cu piscina asta gigantică unde avem foci e că de aici de sus le poți vedea cum înnoată, însă în partea aia, chiar acolo în colț, o să mergem în subteran. Și acolo e așa, e o sticlă mare și le poți vedea îndeaproape, dar e foarte interesant că poți să le vezi și aici. Și dacă se face vreun spectacol, pe acolo cred că pe ușile alea intră oamenii și vin și probabil le hrănesc și aici așa un mini amfiteatru. Să poți vedea spectacol, dar momentan nu e niciun spectacol. Aici, în zona unde venim să vedem focile, pe cărămizi sunt scrise câteva dintre numele celor care au donat pentru grădina zoologică. Și vedeți aici, uite, un exemplu. Robert Sprague, Jenny, Barbara Holloway, tot felul de nume, Donna McMullin și mulți alții care au ajutat să pun aici o cărămidă la grădina zoologică. Asta e și ideea, că au pus o cărămidă la fundația grădină. E frumos, e... Dacă ai de unde... Avem o zonă închisă și zici, bă, dar de ce atâtea zone închise în grădina asta zoologică? Se pare că cei de la protecția animalelor au descoperit că acolo sus niște păsărele, cam așa de micuțe, și-au făcut cuiburi. Și se zice despre ele că vorbim despre Black Crowned Night Herons. Nu știu exact cum se numesc în română. Dar și-au făcut cuib și să le dea privacy, să le dea un pic de intimitate. Au închis zona să nu fie deranjate. Ele fiind pe cale de dispariție și în același timp migratoare, probabil că nu o să stea foarte mult. Dar atât cât stau, au cuiburi și sunt protejate, să nu meargă oamenii să le deranjeze. Plin de cuiburi peste tot, dacă te uiți acolo, cuib dincolo. Ne bucurăm să vedem atâta puhoi de om. E o bucurie în suflet, sincer, se pare că încă mai putem fi normali. Încă mai avem o șansă, nu s-a încheiat totul. Pare că revine la normal. Oh, I do see the little. Yeah, you see how she's got a very tiny. That's why she's off by her. Yeah, I don't expect her ice cream. She's just getting his lunch right. Am văzut că mâncă. Am găsit. Deci mămuța știe că trebuie să fie. Da, sunt related. Sigur, sunt familie. E cu căută mulți. Nu mai vrea. Asta pentru cei care ați avut
ghinionul, printre care și eu, când ați fost mai mici, să aveți păduchi. Și mama, de obicei, că tații nu prea au răbdare, mamele noastre se puneau și te căutau. Așa făceau și mai mulți zicile astea. Era acolo la despăduchiere. Căuta purici, păduchi. Mă uitam acolo că erau ceva hiene. Să nu știu ce sunt. Animal preistoric. Mi se pare că asta vine din ceva era mezozoic, ceva. Poate din perioada dinozaurilor. Ce părere ai de cazurile unde îi vânează și le pentru corn? Mai un pic și nu mai au ce vâna, să termina. Și după aia ne uităm la coarne. Pentru că nu mai poți fi bucur de animale. E fenomenal, e cu totul fenomenal, e un animal... Parcă are o armură pe el, da. Parcă e blindat. Știu că era o familie de fapt unul singur mai este, nu? De rinocer alb, în India undeva și era o femelă pe care au însămânțat-o, dar nu mai era mascul. Mascul nu mai aveau doar... doar ouăle pentru el și pare mi se că și născut, o fătată. Să aduce aminte, era o știre în urmă cu 2-3 ani. Îți dai seama, adică dacă moare mama, o dispărut și specia aia de pe pământ. E trist să vezi cum omul reușește să distrugă ceva ce a fost lăsat de Dumnezeu și reușește să-și bage mâna și să strice. Așa e? Dacă nu i s-ar fi dat valoare, dacă oamenii cu bani, pentru că ăștia sunt nenorociții, miliardarii, ăștia sunt criminalii lumii, ei au dat valoare unui corn. Și dându-i valoare unui corn de rinocer, s-au găsit alții... Nu mai contat alții, animalul. Da, nu mai contat. A contat cornul ăla. Trebuia să-l aibă el, să-l expună undeva. Și atunci s-au găsit criminali care s-au dus să-l vâneze. Nu mai știu unde era știrea acum câțiva ani, în Franța, parcă. Într-o grădină zoologică, ei nu tăiaseră cornul la rinocer și știu că ori intrat și ori împușcat rinocerul. Dar nu mai știu sigur dacă era, ori la cornul, dar nu mai știu dacă într-o Franța, dar asta a fost acum câțiva ani. Și în același timp te gândești, bă, să-i tai cornul, să-l ții în grădina zoologică fără corn, când ăla e fenomenul. Da, dar ce să faci dacă omul e nebun și nebunia lui e în stare să omoare animalul pentru corn. Vine aici! Oh, drag! Bine, vreau să urmă să fac. Da, aia vreau eu. Nu sunt un morcov. Vai, ce frumos e. Mai hai, bine. Na, 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 na. Polul nord sau polul sud. Care? Papi, acasă! Aici, da? Si! Să fracu. Și el se strâmbă ca și cheie. Papi, intră! Intră pe cheie! Găsit animalul preferat? Oh. Unde am mai văzut? În Madison. Wisconsin. În Madison. Da, Wisconsin, Madison. Acolo mai erau vreo doi urși din ăștia, dar parcă nu erau așa mari. Da, erau mai jucăuși. Asta era singur. Da, poate mai are vreun frate pe ei. Îți cumperi o girafă și îi dai mâncare de bea de la masarda. Nu poți să coboare jos. Adică dacă cobori, poate că n-ajunge cu capul la pământ.
E ajunge acolo sus, la Iesle, agățată. La etajul 1, poate chiar la 2. Vezi, mă, de la ce înălțime cad pui când se nasc. Da, ai rezistență, nu? N-are nimic. Bine. În câte privințe animalul e mai puternic decât omul? Și totuși. Da, omul l-a... Noi am făcut arme l-a dominat. Și am dominat, da. Dar rezistența animalului la fătare, că un ied, când e fătat de capră, în 10 minute suge de la ea, fără să învețe nimeni nimic, pur și simplu. La fel girafa, la fel animalele sălbatice. Dar copilul, când se naște, e cam neînvățat. Nu umblă în picioare, nu face nimic. Păi are instinct, dar nu umblă în picioare. Astea după 10 minute umblă în picioare. E o diferență. La fel vițelușii, la fel toate animaluțele. Elefanții, ai văzut că îi împing. Dita mai animala și nu are nevoie de carne ca să se facă de o tonă. Ce interesant. Noi nu putem trăi fără carne. Noi trebuie să băgăm în noi cărnocul, proteină. Unii pot trăi fără carne. Da, unii pot. Unii pot. Proteină animală. Și când colo animalele sunt făcute așa cum sunt ele, din, uite din ce, din verdețuri. Ne-am mudat bine, a dat acum așa o ploiță de vară și până la mașină toată ne-am. Tu te-ai udat mai tare, eu am șapcă de la caps. Cam asta a fost vlogulețul nostru de sâmbătă, de la zoo. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Ursul. Polar. Polar. Girafele, interesante, cu tapiseria pe ele foarte fain făcută. Da, un design deosebit, așa ca și zebrele. Da, și zebrele. Un detaliu foarte interesant. Sunt niște animale cu care nu te întâlnești toată ziua și au... Și sunt diferite față de ce vedem noi zilnic. Da. Și tachinul ăla și... Interesant, nu? Da, și... De ăla înainte să venim aici nici nu știam că există tachin. Ca animal. Scrieți-ne voi. Ce animalul ți-a plăcut cel mai mult din ce am reușit noi să filmăm, așa mai de departe, chiar ziceam că ne-ar trebui un obiectiv pentru distanță, ca să putem ținând cont vedea că mai bine. Probabil o să plecăm în următoarele 2 săptămâni la alte aventuri. Nu următoarele 2 săptămâni, peste o lună. Peste o lună, nu 2. Ba, 3 săptămâni, o lună, așa. Ținând cont de treaba asta, probabil că o să mai updatăm ceva, o să mai venim cu ceva softuri mai performante, gadgeturi. Să filmăm și de distanță. Și dacă ați ajuns până în punctul ăsta, înseamnă că v-a plăcut, nu ne mai facem griji. Înseamnă că totul e superlativ. Nu uitați să dați un like, un subscribe dacă nu sunteți abonați deja și noi ne vedem în curând cu un nou clip. Pa, pa! Like, subscribe! Ciao!